ziua și bun găsit, vă spun și de această dată. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Discutăm astăzi despre un proiect de succes câștigat de Universitatea din Craiova prin 7 dintre facultățile sale. Un proiect care vine în sprijinul tinerilor, în special tinerilor din mediul preuniversitar de această dată, aceia care sunt predispuși din nefericire la abandonul școlar. Proiect, așa cum vă spuneam, câștigat și susținut de către Uniunea Europeană prin BID, prin Banca pentru Dezvoltare. Discutăm astăzi despre activitățile pe care le-au desfășurat cadrele didactice de la Facultatea de Educație Fizică și Sport cu elevii care au fost oaspeți în ultima perioadă la aceasta. Alături de noi, doamna Germina Cosma, director de grant, și domnul Mihai Dragomir, expert în cadrul aceluiași proiect și, bineînțeles, ambii cadre didactice ale Facultății de Educație Fizică și Sport de la Universitatea din Craiova. Vă mulțumesc că ne sunteți alături în aceste zile extrem de pline pentru dumneavoastră. Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumim pentru invitație. Este practic primul an de implementare al proiectului ROSE, un proiect muncit și iată care ne-a adus rezultate onorabile, Universitatea clasându-se pe locul 2 la nivel național. Doar Universitatea din Cluj a obținut 8 proiecte, spre deosebire de noi, cu 7. Într-adevăr, a fost un succes al Universității din Craiova. 7 dintre cele 12 proiecte depuse de către universitate au avut succes și au fost selecționate spre finanțare. Proiectul nostru se numește Fii activ vara prin sport. Este un proiect extraordinar de frumos. Așa cum spunea și dumneavoastră, se adresează în primul rând persoanelor, elevilor care sunt în situații de risc de abandon școlar, elevi care vin din medii defavorizate. Elevi cu probleme și din punct de vedere financiar, elevi care provin din familii destrămate sau elevi care au părinții plecați la muncă în străinătate și așadar s-a pierdut cumva controlul asupra lor. Pe lângă activitățile la care ne-am gândit cu toții când vorbim de Facultatea de Educație Fizică și Sport, ați desfășurat cu acești tineri nu doar activități din această arie, ci și activități care să vină să le dea încredere, să le dea aripi către învățământul universitar. Da, într-adevăr, dintre activitățile proiectului, în afară a cursurilor de vară, în care elevii au dobândit un limbaj academic în domeniul știința sportului și a educației fizice, și aici vorbim de educație fizică, de sport de performanță și de kinetoterapie, am avut ateliere specifice în care s-a discutat foarte mult de antreprenoriat, de dezvoltare personală, de leadership, de încredere în sine, ateliere extraordinare. Chiar astăzi am avut un feedback extraordinar din partea elevilor și sperăm ca acești elevi să plece din cadrul școlii de vară cu un bagaj de cunoștințe și cu mult mai multă încredere în forțele proprii și, de ce nu, cu niște obiective clare pe care ei să și le stabilească pentru viața lor și pentru viitoarea carieră. Sunt copii care provin, mulți dintre ei, cum spuneam, din medii mai puțin norocoase, spune eu, din mediul rural, cărora de multe ori, domnul profesor, le lipsește doar impulsul, că pot. Asta au învățat ei și mă bucur foarte mult că am avut contact cu ei. Inclusiv eu am resimțit un calup de tinerețe venind spre mine. Sunt foarte deschiși și am avut emoții. N-am lucrat niciodată cu cei din mediul preuniversitar și auzise zvonuri că nu ascultă, sunt mai neastâmpărați. Dimpotrivă, m-am înțeles extraordinar de bine cu ei. Iar ei aveau o părere ușor distorsionată despre ce înseamnă lumea universitară, considerau că e mult mai rigidă și mult mai greu de accesat la ea, în acest mediu. S-au bucurat când au văzut că suntem foarte deschiși, că îi tratăm ca pe niște adulți și cred că mulți dintre ei și-au pus obiectiv să ajungă în lumea universitară. Mă gândesc unde important este să vadă că pot. Mă gândesc la copiii aceștia care, nu știu, provin din Băilești, spre exemplu, sau copii care sunt împovărați poate de multe ori de griji, copii care provin din familii unde or fi studii gimnaziale pe care le-au urmat părinții. Cât de departe ar putea fi pentru ei un obiectiv ca acesta de a urma studii universitare, că pot și ei?
Eu cred că după această experiență, acest obiectiv nu este chiar atât de departe și feedback-ul primit de la ei ne îndreptățește să afirmăm acest lucru. Au fost extrem de încântați de ce s-a desfășurat în cadrul școlii de vară. În afara orelor, în afara cursurilor de vară, au participat și la foarte multe acțiuni de voluntariat. Am fost voluntari la campionatul național de semimaraton, campionat extraordinar de puternic și un eveniment extraordinar al atletismului românesc. S-au fotografiat cu personalități celebre din sportul românesc. Vorbesc acum de Constantina Diță, campioană olimpică în anul 2008. Am fost la echipa de fotbal a clubului Universitatea Craiova și s-au fotografiat cu fotbaliștii pe care ei îi admirau și îi admiră. Am fost la meciul de handbal al clubului SCM Universitatea Craiova și s-au fotografiat cu handbalistele acestui club și cred că exemplele pozitive pe care noi am încercat să le arătăm din sportul de performanță, dar și antreprenori de succes din kinetoterapie și din educație fizică, le-au dat așa un imbold că și ei pot reuși să-și aibă o carieră în domeniul nostru sau în alt domeniu, pentru că sunt foarte mulți care s-au arătat interesați și de alte specializări. Ce probleme ați întâmpinat cu părinții? Pentru că discutam cu colegii participanți în cadrul proiectului de la alte facultăți și spuneau că, din nefericire, s-au lovit cumva de anumite, nu știu, mentalități sau de anumite obiceiuri sau pur și simplu de comoditatea părinților, care preferă mai bine să țină copilul acasă, fiind perioada de vacanță, și să-i ajute, nu știu, la muncile din gospodărie. Într-adevăr, a fost și o perioadă, adică ei finalizează școala de vară exact cu o zi înainte de începerea anului școlar. Acesta a fost unul dintre motivele care a stat la baza greutăților, ca să le spun așa, de a forma grupul țintă. Au fost și părinți care au acceptat ideea și au fost extraordinar de încântați, dar într-adevăr au fost și părinți care nu au fost de acord ca cu acești copii să plece de acasă, mai ales că la noi școala de vară durează 16 zile și este o perioadă destul de lungă. În afară de activitățile de care ne vorbeați anterior, activități care înseamnă până la urmă o formă de training, aș spune eu, și nu de curs, ce alte tipuri de activități s-au mai desfășurat? Am fost în vizita la diverse muzee și au fost foarte încântați atât la Muzeul de Artă, cât la Muzeul Tenin și Muzeul de Istorie și Științe Naturale. Vom merge să vizităm stadionul, ei de-abia așteaptă acest lucru, sincer și noi. Au fost multe activități, dar discuțiile cu ei și cursurile la care le-am lăsat ceva mai libere, tocmai pentru a înțelege modul lor de gândire și, spre surprinderea mea, sunt foarte, foarte dezghețați și au cunoștințe din multe domenii, semn că această globalizare și accesul la informații ajunge chiar și în mediul lor. Au înțeles că nu orice sursă de informații este întotdeauna veritică și le trebuie oarecare experiență pentru a discerne între informațiile corecte și cele mai puțin corecte. Au înțeles ce înseamnă Facultatea de Educație Fizică. La asta mă gândeam că mulți dintre ei veniseră cu o idee ușor distorsionată, considerând că produsul facultății noastre sunt niște sportivi. Și am încercat să le spun, nu, noi producem antrenori. Sportivii sunt produși de la vârste mult mai mici. Am avut norocul că la facultatea noastră să avem nume mari din sport, dar noi n-am avut nicio contribuție la formarea lor ca sportivi. Sau considerând că pentru a veni către facultatea de trebuie să fii neapărat din sportul de performanță. Exact. Și le-am explicat că și antrenorii și profesorii de sport pot fi foarte buni, nefăcând neapărat performanță la un nivel foarte înalt. Bineînțeles că trebuie să aibă tangențe cu sportul pentru a-l înțelege și mare parte din ei aveau, unii dintre ei erau chiar de la clasele sportive. Dar au fost foarte plăcut surprinși despre ce le oferă viața universitară, ce le oferă un oraș mai mare, care sunt modul de a-ți petrece timpul liber și posibilitățile de informare în
cadrul Universității din Craiova. Și au văzut clar cum este și viața de student, deoarece au stat în campus universitar, au mâncat la cantina, au avut un program extrem de aglomerat, un program zilnic pe ore cu diferite activități. Ce a omis Mihai să spună este vorba de vizita de la Călimănești. Am fost la Călimănești, unde au luat un pic contactul cu ceea ce înseamnă o stațiune balneo climaterică și care ar fi finalitatea absolvirii specializării de kinetoterapie. O specializare extrem de căutată, spun eu, în ultimii ani și extrem de utilă nouă tuturor, pentru că, iată, din ce în ce, parcă mai mult ne suferim de diverse afecțiuni, de la statul la birou și așa mai departe, sau la cei mici, că tot începe școala și știu că divagăm un pic de la subiect, dar nu pot să nu vă cer, domnul Dragomir, și câteva sfaturi, pentru că peste 3 zile începe anul școlar. Da, Haideți să le spunem așa, că sunt părinți în momentul ăsta și îmi cer scuze că ne abatem un pic, dar nu pot. E molul plin de părinți care cumpără ghiozdănele pentru copii. Cum trebuie să fie ghiozdănelul? Din fericire au apărut ghiozdăne cu o ergonomie specială care le permite copiilor să le poarte ghiozdană pe ambele umeri și cu o suprafață tare în spate pentru a nu le deforma spatele. Mai avem de lucrat ca sistem de învățământ global la modul cum stau în bănci. Din păcate, sunt puține școli care își permit să aibă bănci construite pentru fiecare clasă de vârstă. Se învață în aceleași bănci din clasa 1-a în clasa 12-a și aici e o problemă, apar pozițiile vicioase pe care le luăm în timpul cursurilor. Dar, din fericire, foarte mulți profesori de sport au înțeles faptul că la vârsta aceasta se pot corecta cele mai multe din deficiențele care apar și noua generație de profesori de sport au început să lucreze copiii în timpul orelor de sport anumite exerciții care să îi ajute în a avea o poziție corectă. Și foarte important că am vorbit de părinți, eu tot mai trag un semnal de alarmă vis-a-vis de părinți, de a înțelege partea profilactică, adică de a preveni prin exercițiu fizic instalarea anumitor atitudini deficitare sau deficiențe fizice și îi îndemn să-și îndrume copiii către mișcare și către un sport. Închizând paranteza, scurta paranteză pe care nu puteam să o ratăm și vreau o promisiune de la dumneavoastră că veniți și discutăm mai în detaliu despre ceea ce înseamnă pozițiile acestea vicioase în rândul copiilor și cum mâncăm și cum, pentru că din nefericire vedem din ce în ce mai mulți copilași și supraponderali, ca să nu spun de-a drept obezi. Școala de vară la Facultatea de Educație Fizică și Sport, primul an de implementare, un proiect care se implementează pe o perioadă de 3 ani. Sunt convinsă că deja v-au venit foarte multe idei pentru a îmbunătăți pentru anul viitor. Bineînțeles, bineînțeles. Noi chiar am stabilit ca a doua zi după ce se finalizează școala de vară, asta înseamnă pe 11 septembrie, să avem o întâlnire, toată echipa de implementare a acestui program, a acestui proiect și să vedem care ar fi căile de soluționare a obstacolilor pe care le-am întâmpinat. A fost un proiect la care s-a muncit. Noi avem o echipă extraordinară și aș vrea să le mulțumesc celor din echipa proiectului Fii Activ Vara prin Sport, dar aș vrea să le mulțumesc și celorlalți colegi de la celelalte proiecte, pentru că a fost o muncă la un moment dat colectivă. Aș vrea să îi mulțumesc domnului prorector Buzdoacă pentru sprijinul oferit și pentru coordonarea acestor echipe și bineînțeles că există și anumite lucruri pe care dorim să le îmbunătățim pentru anii următori. Câți dintre acești copii v-au promis că vin către dumneavoastră? Sunt convinsă că nu i-a spus să facă promisiuni, dar i-a simțit. Nu i-am pus să facă promisiuni, am întrebat. Scopul acestui proiect, bineînțeles că vizează și promovarea facultății noastre, Facultății de Educație Fizică și Sport, dar în general vizează promovarea Universității din Craiova.
Sunt câțiva care și-au exprimat dorința de a veni la facultatea noastră, în special cei care practică un anumit sport, dar sunt și foarte mulți care își doresc să urmeze una dintre specializările Universității din Craiova și nu aceea de educație fizică. Poate că ar fi bine să le reamintim celor de acasă să-și arunce un ochi pe site-ul facultății sau pe site-ul universității, pentru că în această perioadă încă se mai pot înscrie la Universitatea din Craiova pe locurile rămase libere. Da, au mai rămas locuri la taxă. Perioada de înscriere este între 11 și 14 septembrie. Într-adevăr, pe site-ul facultății noastre sunt toate datele de contact și sunt oferite informațiile necesare întocmirii dosarului de înscriere. De asemenea, la forma de master, avem 4 forme de master. Perioada de înscriere este până luni inclusiv. Așadar, așteptăm absolvenții noștri să se înscrie la cele 4 forme de master. Bineînțeles, nu neapărat absolvenții ai specializării educație fizică și sport, deoarece avem master pe sport, performanță în sport, activitate motrică curriculară și extracurriculară, kinetoterapie în reeducare neuromotorie și managementul organizațiilor și evenimentelor sportive, unde își pot îmbunătăți cunoștințele și pot dobândi competențe noi. Doamna profesor, și o ultimă întrebare. Ce șanse le dați acestor copii care, așa cum spuneam, provin din medii defavorizate, din medii care nu au aspirații foarte, foarte înalte, dar care nu au nicio susținere financiară pentru a se descurca, să poată să ajungă să susțină examenul de licență și să-și întregească până la urmă studiile? În primul rând, eu vreau să le doresc mult succes la examenul de bacalaureat, pentru că foarte mulți sunt în clasa 12-a și urmează un examen important în viața lor. Eu le acord toate șansele. Au descoperit aici, la Universitatea din Craiova, oamenii noi, oameni deschiși, și-au descoperit propriile dorințe. Sunt unii care deja și-au stabilit anumite obiective, eu nu le spun îndrăznețe, obiective care sunt de atins și sunt convinsă că acești elevi care au participat la toate școlile de vară merg acasă cu un bagaj îmbunătățit de cunoștințe atât teoretice, cât și practice, cât și sociale, cât și mult mai încrezători în forțele lor. Cel mai important, au învățat că în această lume pe care eu credeau că foarte rigidă și că nu își pot găsi niciodată loc în ea, îi acceptă, îi înțelege. Ba chiar îi ajută, chiar spune îi ajută prin sistemul de bursă. Și... Exact, și avem un sistem care îi ajută de la conducerea universității și până jos, toată lumea se deschisă pentru a primi studenți din toate mediile, inclusiv din cele defavorizate. Cred că ăsta e cel mai mare câștig al acestei școli de vară, că i-au înțeles că aici le e locul, că noi îi așteptăm și dacă își doresc, poate să ajungă aici oricând. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Toate cele bune vă doresc, la revedere!